primul mijloc cu sezonului 3 la cursul de video de la Dallas Go. Ce am făcut până acum e unul dintre cele mai importante lucruri, partea de idee. Cum se zice, all that gear and no idea. Degeaba ai o grămadă de tehnologie dacă nu ai o idee. Am trecut prin partea de, ok, cum construim o idee. Am trecut apoi la partea cum o filmăm, cum o facem mai bine. Am învățat o grămadă de lucruri din cinematografie, pentru că inevitabil conținutul video își ia instrumentele din cinematografie și aici vorbim de încadraturi, unghiuri, mișcări de cameră, inclusiv partea tehnică. Facem puțin și din partea tehnică ce înseamnă expunere, care sunt setările pe care trebuie să de care trebuie să avem grijă în momentul în care filmăm. Urmează partea unde cursanții simt cel mai mare progres, de fapt la partea de editare, pentru că acolo e foarte evident. Marea lor majoritate pleacă de la zero când vine vorba de editare și la final pot să își editeze propriul conținut video și atunci asta e progresul pe care îl simt cel mai mult. E o parte extrem de practică care se face cu laptopul și cu mouse-ul, că nu se poate face altfel. După partea de editare, urmează o parte care mie mi-e foarte dragă și anume tipul de conținut. Ce înseamnă asta? Învățăm că un conținut video poate să fie spus în mai multe feluri și care sunt aceste forme, care sunt formele creative de a spune un conținut video. Și anume învățăm cum un vlog poate să fie spus ca un trailer de film, cum un Insta Story poate să aibă forma unui videoclip, și eu, de regulă, e partea unde foarte mulți dintre cursanți se răzgândesc asupra examenului final. Urmează apoi partea de optimizare, pentru că din moment ce avem un conținut video, trebuie să știm și cum să-l optimizăm în feed-urile platformelor social media. Iar modelul final se referă la industriile din care putem să monetizăm partea de video, cum creăm mai bine un anumit tip de conținut pentru o anumită industrie, indiferent că vorbim de industria imobiliară, că vorbim de videoclipuri, că vorbim de vlogging, că vorbim de travel și așa mai departe. Examenul final constă într-un conținut video pe care cursanții trebuie să-l filmeze și să-l editeze singuri. Conținut video la ce se referă? Poate să fie un videoclip, poate să fie un vlog, poate să fie un portret de personaj. Am avut o provocare foarte interesantă la sezonul trecut, când una dintre cursante a decis să facă un trailer și atunci a filmat și a montat și a făcut o idee și a filmat și a montat exact ce avea nevoie pentru un trailer de film. Sunt oameni care vin din companie, au nevoie și țin platformele de social media și atunci au nevoie de conținut video pentru brandul pentru care să creeze conținut video pentru brandul pentru care lucrează. Sunt oameni care au nevoie de partea video pentru personal branding, indiferent că vorbim de vlogger sau au, de exemplu, un mic business personal și atunci vor să crească partea de video ca să vândă mai bine produsele pe care și serviciile pe care le oferă. Sunt oameni diferiți ca mentalitate, oameni diferiți ca vârstă inclusiv. E o demografie foarte interesantă la cursul de video și asta nu face decât să demonstreze că video e tot mai prezent în viața noastră și că oameni din segmente extrem de diverse simt lucrul ăsta și încearcă să țină pasul și vor să facă bine partea de video. Cea mai mare provocare a cursului, în afară de faptul că încercăm să înghesuim 3 ani de facultate și vreo 4 specializări în 12 module în timpul cursului, e să găsești acele lucruri care sunt utile și eficiente pentru fiecare dintre cursanți, ei fiind extrem de diferiți.